Florea Dumitrache a fost foarte cunoscut la un moment dat, chiar în străinătate. A fost o ofertă din partea lui Juventus, povestește. Juventus Torino, da, care era campioană europeană și mi-a oferit 1,5 milioane de dolari pe vremea aia, în 71. Clubului. Și dădea câte un autocar fiecare echipe. Din divizia din România. Da. Așa. Și o făcea o fabrică Fiat. S-a refuzat. Mie Ceaușescu mi-a zis. Zice, dumneata ești un bun național și bunul național nu se vinde. Puteai să zici ceva atunci? Nu puteai să zici ceva. Am tras fermoarul și gata. Bine. Florică, te-ai gândit vreodată că întreaga ta viață ar fi fost altfel, cu totul altfel, dacă ai fi izbutit să te transfere atunci la Torino, la Juventus? Tu București cumpăra. Păcat. Nu, asta e viața, o luăm așa cum e.